ziua, dragi elevi! Astăzi vom continua studierea aceleiași unități de învățare cu referire la principatele române, România și teritoriile românești înstrăinate, aflate sub dominație străină în perioada anilor 1850-1914. Subiectul nostru de astăzi este legat de mișcarea națională din Basarabia, iar unitățile de competență asupra căreia urmăm să lucrăm sunt următoarele. Aplicarea termenilor istorici în analiza schimbărilor survenite în societatea modernă. Urmează să formăm competența legată de caracterizarea rolului personalităților istorice marcante în baza surselor. Urmează să explicăm cauzele și efectele evenimentele, proceselor și fenomenelor din istoria modernă, precum și caracterizarea factorilor care au determinat formarea conștiinței de neam în baza evenimentelor și proceselor studiate. În context general, statutul politico-juridic al Basarabiei în secolul al XIX-lea a evoluat de la autonomie, caracterizată printr-o administrație bilingvă română și rusă, și prin păstrarea legislației locale în primele decenii de după 1812, la statut de guvernie rusească către anul 1873, care, de fapt, a grăbit integrarea ei în Imperiul Rus, dar totodată au intensificat procesul politicii de rusificare. În scopul deluării elementului autohton, autoritățile ruse au inițiat integrarea în ținutul dintre Prut și Nistru a populației alolingve, astfel fiind făcute acele colonizări masive cu ruși, ucraineni, bulgari, găgăuși, germani, de acum cunoscute de voi încă din clasa a șaptea. În pofida acestor acțiuni, populația românească a rămas totuși majoritară. Datele recensământului din Basarabia din 1897 demonstrează că din cei circa 2 milioane de locuitori, românii alcătuiau circa 47,58%. Ucrainenii se situiau pe locul 2 cu 19,75%. Evreii alcătuiau peste 11% și rușii 8%. Rușii alcătuiau 8,5%. Autoritățile țariste în Basarabia au făcut tot posibilul să împiedice orice acțiuni cu caracter național. Acestea au fost posibile abia începând cu secolul al XX-lea, după înfrângerea țarismului în războiul ruso-japonez din anul 1904-1905 și a izbucnirii primei revoluții din Rusia din anul 1905-1907. Aceasta a creat posibilități pentru intensificarea mișcării naționale a basarabenilor, care erau foarte nemulțumit cu situația creată. Astfel, în anul 1905, la Chișinău s-a înființat Societatea Moldovenească pentru răspândirea culturii naționale, din care făceau parte funcționarii locali, Pavel Decescu, Pavel Gorea, frații Surceanu. Se creează o grupare național-democratică, constituită din preoți, studenți, avocați, printre care erau Ion, Pelivan, Gavriliță, Rezeneanu, care înaintau revendicări cultural-politice, iar totodată și revendicări social-economice. De numele grupării date, ține și editarea ziarului Basarabia, care a activat în perioada anului 1905-1907. Și redacția acestui ziar militau pentru autonomia Basarabiei, promovarea limbii române în școală, biserică, dar și administrație. În imagine aveți o parte din echipa redacțională a ziarului Basarabia. În picioare de la stânga la dreapta stă Tudor Roman, care era un recunoscut poet la cele timpuri, Gheorghe Racoviță, om de serviciu, Pan Halipa, deci Gheorghe Stârcea, Pescaun, Teodor Inculeț, Alexei Mateievici, Ion Pelivan și alte mari personalități ale neamului. Ziarul Basarabia îl avea în frunte pe avocatul Emanuel Gavriliță, care s-a născut în satul Nicorești, județul Soroca, și a făcut studiile la Chișinău, apoi la Moscova, Viena și Berlin. De fapt, Emanuel Gavriliță era și directorul ziarului Basarabia. Cu toate că ziarul Basarabia a avut o viață foarte scurtă, au fost editate doar 78 de numere, totuși, acest ziar a jucat un rol foarte important în istoria mișcării naționale românești, și anume în provincia dintre Prut și Nistru. În satul Baxan, Emanuel Gavriliță a reușit să înființeze o școală și o bibliotecă pentru copiii țăranilor. Ziarul Basarabia cu adevărat reflecta valorile naționale ale basarabenilor. Deci despre situația românilor, în ziarul Basarabia de la 24 mai 1906 aflăm următoarele.
că până astăzi basarabenii au fost lipsiți ca și ceilalți cetățenii Rusiei, nu numai de un drept de a sta la cârmuirea țării, a petrece niște dorinte, legi, pentru binele poporului, dar au fost oprit și de o învățătură și de o știință pe limba lor strămoșească. Neînțelegând limba, sărmanul basarabean a fost lipsit de lumina învățării, a fost lipsit de cel mai înalt drept omenesc, de a înainta cu mintea pentru binele său. Observăm că articolele editate în ziarul Basarabia îndemnau cu adevărat poporul spre promovarea valorilor naționale. Remarcate personalități în mișcarea națională au fost și Panteleimon Halipa și Ion Pelivan. Panteleimon Halipa a fost un recunoscut om politic, un publicist și literat român, basarabean. S-a născut în satul Cubolta, județul Bălți. A fost fondator al revistei Cuvânt Moldovenesc și unul dintre cei mai importanți militanți pentru afirmarea spiritului românesc în Basarabia. S-a apropiat de tinerii intelectuali români colaborând la revista Basarabia, prima publicație română a epocii în pagina căreia a tipărit imnul revoluționar Deșteaptă-te Române, fapt pentru care a fost urmărit de autoritățile țariste și a fost nevoit să părăsească Baștina. La fel un rol important l-a avut și Ion Pelivan, care a fost și el un om politic, un publicist român, născut în satul Rezeni, județul Chișinău. Și el a fost un recunoscut militant al Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia. A fost un apărător și un promotor al limbii române, un animator al vieții culturale, care a adus o activitate febrilă împotriva rusificării Basarabiei de către Imperiul Țarist. Este cunoscut faptul că la activizarea Mișcării Naționale Românilor din Basarabia au contribuit și factorii externi, și anume, acești factori externi au fost acțiunile de susținere a Mișcării Naționale de către basarabenii refugiați în România, apoi de către organizațiile obștești și autoritățile române. Ca o primă manifestare, în acest sens, poate fi considerată acțiunea Ligii Culturale din București, care a emis la sfârșitul lunii, ianuarie 1905, un manifest adresat tuturor românilor de bună credință. Autoritățile țariste au cerut guvernului român însă să limiteze această propagandă. Deci, extrasul din manifest prevedea următoarea, că Liga, care a fost creată la București, își asuma responsabilitatea de a-i proteja și a le asigura refugiaților din stânga Prutului mijloacele necesare de existență. În mod special, Comitetul Central al Ligii promitea ajutor și susținerea celor tineri basarabeni refugiați în România și totodată acești tineri căpătau dreptul de înscriere la instituțiile de învățământ din țară. Desigur că autoritățile țariste aveau o politică destul de reacționară față de aceste mișcări și după 3 iunie 1907 ea a luat o amploare și mai mare. În Basarabia, în acest scop, a fost înființat un corp de jandarmi care urma să împiedice mișcările revoluționare și naționale. Ele erau sprijinite de autoritățile locale și și-au intensificat activitatea așa organizației șovine cum erau, Sutele Negre. Iar ziarele, Basarabeț și Drug, ale acestor Sute Negre și altor organizații șovine, deci impuneau închiderea ziarelor în limba maternă, Basarabia, și Cuvântul Moldovenesc, activitatea cărora a fost suspendată. În această perioadă a reacțiunii a urmat și s-a intensificat controlul, dar după înfrângerea primei revoluții ruse din 1905-1907, în Basarabia va pătrunde și mai mult literatura din România, care se extinde și care foarte repede ia o amploare. Totodată se vor extinde și activitățile culturale care propagau cultura în rândurile populației băștinașe. Este de remarcat faptul că o puternică mișcare națională s-a constituit și în sânul bisericii. Aceasta era axată pe revindicarea dreptului de oficiere a serviciului divin în limba română, care impunea necesitatea studierii limbii române și a cântului românesc la seminarul teologic din Chișinău. Aici, toți rectorii în perioada țaristă erau de fapt ruși, iar profesorii erau inventați din alte guberne. La 20 noiembrie 1906, studenții seminarului duhovnicesc au intrat într-o grevă cerând transformarea seminarului într-un liceu, cu 8 clase, unde predarea să fie în limba maternă.
La cererea arhiepiscopului de Chișinău și Hotilului, precum și a sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, au permis totuși predarea și învățarea limbii materne doar în clasele a 5-a și clasele a 6-a. În perioada următoare, deci mișcarea națională, deci se va intensifica după anul 1912, atunci când autoritățile locale au înregistrat Partidul Zemstvei din Basarabia, al cărui program prevedea delimitarea strictă între chestiunile cu caracter statal și cele legate de interesele locale. De fapt, se remarca că urmau să fie demne de încrederea guvernului și investite cu puterniciri largi din partea populației. Politica șovină a țarismului și activitatea forțelor pro-țariste locale au provocat însă intensificarea manifestațiilor, sentimentelor naționale în rândurile intelectualilor locale. Astfel, în perioada anilor 1913-1914, activiștii mișcării naționale desfășoară acțiuni împotriva migrației populației băștinașe în Siberia și Extremul Orient, precum și în alte localități ale Rusiei. Aceste măsuri se realizau prin intermediul ziarelor apărute în ultimii ani în limba română. Viața Basarabiei, Glasul Basarabiei, Cuvântul Moldovenesc. Este de remarcat că totuși Basarabia a dat elementele revoluționare, deci în imagine aveți cele mai remarcabile personalități revoluționare ale Basarabiei. Zemfir Arbore, Constantin Stere, Nicolae Zubcu Codreanu. Drept concluzie, am putea evidenția următoarele. În primul rând, se observă totuși că în Basarabia mișcarea națională avea un caracter foarte modest. Și se explică această mișcare modestă prin faptul că regimul țarist, deci aplica aici un control foarte feroce și prin lipsa unei elite conducătoare în rândurile populației băștinașe. La fel în Basarabia, spre deosebire de Transilvania și Bucovina, deznaționalizarea și rusificarea nobilimii și a clerului a fost destul de accentuată, încât țărănimea, care alcătuia marea majoritate a populației, a rămas spre regret fără lideri politici. Poate fi explicată această modestă mișcare de eliberare națională și prin faptul că marea majoritate a boierilor, care ar fi putut asigura conducerea comunității române în Basarabia, a fost asimilată de către nobilimea rusă. Și o altă cauză ar fi și lipsa unei grupări a burgheziei naționale care ar fi putut activ dirija mișcarea națională. Mișcarea națională din Basarabia s-a axat totuși pe o mică grupare de intelectuali. Aceștia erau preoții, scriitorii, studenții, care erau pătrunși de un idealul unității naționale, dar și țărănimea, care, neprivind la toate strictețele, păstrau tradițiile strămoșești și limba neamului. Pe această notă optimistă, dragi elevi, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes!